Salut, prieteni! În acest video, cu ajutorul lui Beamerlink, vom citi parametrii la filtrul de particule. Să vedeți și voi cum ar trebui să fie parametrii normali la un filtru de particule la un BMW E60. Acum mă conectez la mașină. Mașina nu are nicio eroare. Acel check apare că e contactul pus, ca să pot să mă conectez prin OBD. Avem aici DPF. Aici sus ne apare că nu are nevoie de regenerare. Și aici avem parametrii la filtrul de particule. Am vrut să vă arăt acest parametri pentru că și-a făcut regenerarea acum 49 de km mașina. Și practic e proaspăt. Deci cam astea sunt măsurile. Câte grame sunt în el, temperatura. Mai mult de am și la programul, dacă merg, eu știu, o lună în oraș, cum prind să ies undeva puțin pe drum lung, pot să-i dau regenerare manuală, să o facă mai repede, adică să nu stea prea înfundat filtrul. Dar acum e în parametrii optimi, deci filtrul de particule acum stă cel mai bine. Vedeți aici, deci nu are nevoie de regenerare, că abia și-a făcut-o. Cam astea sunt valorile. Aici scrie clar că și-a făcut cu succes, acum 49 de km. Deci e proaspăt. Dar dacă o să mergem 300 de km în oraș, cum ieșim puțin, îi dau regenerare ca să fie totul ok. Să nu stea prea înfundat, să nu se înfunde, Doamne ferește, de tot. Da, prieteni, asta am vrut să vă arăt. Parametrii la filtrul de particule. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la următorul video. V-am lăsat. Pa!